Salutare, prieteni pescari! Astăzi o să vă fac primul meu video cu montura pe care o folosesc eu cel mai des, montura cu pop-up. O să avem nevoie de ce aveți, vedeți aici în video, o forfecuță, cârligile pe care vrem să le folosim. Eu folosesc niște spini de 7 mm și un pop-up de la Senzor. Am un manșon de cauciuc de silicon și firul cu care voi lega montura. Și aici vom testa montura la final să vedem cum arată. Deci, primul, eu iau cârligul, folosesc diferite cârlige, cu acesta am prins cel mai bine anul trecut. Acum vreau să încerc și cele de la Razer Carp Spirit. Așa, luăm firul. Eu știu că există mai multe metode de a prinde acest spin de mumelă. Eu folosesc unul gen cu o buclă, pentru că îmi place că oferă mai multă manevrabilitate, să zic așa, mai multă libertate spinului. Prima oară facem o buclă mică aici. Trecem spinul prin buclă. Tragem un pic să se fixeze. În acest fel, aici are loc să se miște liber, ceea ce îi permite pop-up-ului să se miște mai natural în apă, adică să fie foarte flotant și să miște bine. Băiem surplusul. Eu tai de obicei cam cât am nevoie din fir. Așa. Iau un pic de cauciuc ca să fac pe tija cârligului. Prima oară se bagă pe fir. Așa. Apoi bag firul pe cârlig. Fixez varnișul pe tija cârligului. Și vă setați cât aveți nevoie să fie de lung firul de păr. Eu îl las cam așa. Matisăm. Fac de vreo 7 ori, 8 ori. Facem celebrul nod fără nod. Ceva de genul arată. Facem o buclă cam unde vrem noi să fie distanța până la plumb. Eu bag de două ori ca să fie sigur. Folosim un accesoriu de genul să mai fixăm. Tăiem surplusul. Ceva de genul arată.
Și acum să băgăm pop-up-ul. Și să-i facem testarea în apa. Să vedem cum stă. Preferatul meu este când stă în vârf și în coadă. Exact cum se vede acum. Și cel mai mult îmi place atunci când există o gură de crab care face așa, s-a și dus pe gât. De aceea prefer să-l fac foarte bine echilibrat. Mai revin și cu alte modele. Vă mulțumesc!